Bine v-am găsit. Iată, foarte mulți români nu mai pot accesa credite bancare, motiv pentru care aleg creditele de la IFN-uri. Însă trebuie să aibă foarte mare grijă, în special la creditele oferite pe termen scurt, pentru că acolo dobânda poate ajunge să fie extrem de mare. Alături de mine, analistul economic Adrian Negrescu. Vreau să vă întreb, la ce trebuie să fie atenți românii când apelează la IFN-uri? Păi, în primul rând, să se uite la contractul pe care îl semnează, pentru că, da, poate acel IFN îți dă banii imediat, pe loc, ca și creditul cu buletinul, da? Dar va trebui să plătești niște rate. Tu, dacă ai întârziat, de exemplu, o rată la un credit la un anumit IFN, s-ar putea să te trezești cu o dobândă între 600 și 1000%. Mai ceva ca la cămătare. Așa că trebuie să fim mare atenți la ceea ce se semnăm și să respectăm graficul de rambursare a creditului, pentru că e posibil să ne coste mai mult decât ne-am fi imaginat atunci când am luat creditul respectiv, acest împrumut. Spuneați că acest lucru se întâmplă doar la anumite IFN-uri. Da, sunt IFN-uri care vin cu dobânzi de 30%, 40%, cele mai mult asociate cu vânzarea de produse electrocasnice, electronice, da, marile magazine care și-au dezvoltat astfel de IFN-uri. Dar pe de altă parte sunt în piață foarte multe IFN-uri construite de persoane interesate, da, care fac o reclamă foarte puternică, inclusiv pe televiziuni, și care au dobânzi între 800 și 1200%. Chiar protecția consumatorilor într-un material semnalat anul trecut, pericolul acestor cooperative de credit, că nu le putem spune altfel, care din punctul meu de vedere au scăpat de sub control. Oferă împrumuturi oamenilor disperați care au nevoie de bani pentru mormântări, pentru o boală, pentru cine știe ce alte situații extrem de dificile, și care semnează fără să se uite la exact pe contractul de credit. Acel IFN nu poate fi tras la răspundere pentru că el oferă niște condiții contractuale, dar oamenii, din păcate, trebuie să fie mult mai atenți. E o vorbă la români: deschid ochii ca să nu deschizi punga. Cred că se potrivește de minune acestei situații. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile.